trăim într-o eră atât de grăbită încât nu avem timp să ne facem părul așa cum ne-am dorit noi să fim în fiecare dimineață scoase din cutie. Dar există soluții pentru asta. Într-adevăr, din fericire există și chiar dacă ne-am coafat și poate vrem o schimbare, adică de exemplu ne-am coafat dimineața să mergem la birou și seara avem un party, avem foarte multe soluții care ne ajută să ne reîmprospătăm look-ul și să arătăm ca scoase din cutie. Vorbeam așa de produse pe care putem să le luăm cu noi. Avem acest tip de fixativ care are un grad reglabil de fixare, adică putem să mergem, uite, de exemplu, setăm pe light și o să vedem că dozăm o cantitate mică de produs, îl putem pune pe mediu și avem o cantitate mai mare, sau pe high și atunci fixarea este mult mai mare. Toate ne dorim așa un păr strălucitor. Exact. Și ca să obținem un păr strălucitor, avem în primul rând niște produse care sunt ca un ulei sau un serum pe care îl aplicăm pe toată lungimea părului sau doar la vârfuri, în funcție de cât de degradat este. El va anula efectul de friz, adică nu vom avea acele flyaways așa pe la rădăcină, dar va da și mai multă strălucire și netezire părului. Și mergem așa de la o variantă ușoară la una mai complexă și primul lucru pe care îl putem face este să ne dăm volum părului. Ca să ne dăm volum părului, există anumite produse, astfel încât el să aibă mai multă densitate, să pară plin de volum. El va secționa părul orizontal și sub fiecare secțiune o să dozeze produs, o să-l așeze cu degetele și va face asta până în momentul în care obține volumul pe care îl dorește. Putem să pornim de la un volum mai soft, adică facem doar o secțiune a părului, sau un volum mai amplu și asta înseamnă că lucrăm întreaga parte a capului, astfel încât la final să avem un efect mai wow. Iar soluția aceasta este foarte simplă, mai cu seamă că poți să-ți iei un astfel de spray să-l ai la tine în geantă. Exact, poți să-l ai cu tine în geantă și înainte de orice plecare sau ieșire undeva, imediat îl folosești, dai un refresh părului și arăți ca nou.